La o nouă emisiune, Seara cu Serghei și Mara. Eu personal sunt un pic supărat așa, pentru că un foarte bun prieten de-al meu, de-al nostru. Stai, bă, că și eu sunt, nu, cu ce știu de mine, am stat cu mine, nu? Nu te poți bucura la asemenea evenimente, nu? A fost bătut măr pe în față la o cafenea de pe Decebal, exact în locul în care Naomi, acum vreo 5-6 ani, a fost unsă cu mistria de niște băieți. Mistria, Păi cu dragă. ce dreapă? Păi, era freză, nu vreau să fiu a dracu, da. Cu sărac, sau sărac, mă rog. E vorba despre Andrei Țârdea, un băiat de care eu personal sunt foarte apropiată. Ieși și de Crăciun și de Revelion ne-am întâlnit și ultima oară am vorbit luni, am vorbit și astăzi, înțeleg că e foarte, foarte nasol. Trei băieți au așteptat la ieșirea din cafenea și l-au făcut de cu orang, am înțeles, cu foarte nasol. Se pare că poliția a intervenit, a cerut filmări de acolo, dar nu, totuși, parcă nu-i normal așa în centru, orice fel de răzbunare ar fi, nu știu, o fi pentru gagici, o fi chestiune mafiotă, habar n-am, nu-i treaba mea, dar totuși să nu mai poți merge pe stradă, să ajungem săptămâna trecută bombă la Piatra Neamț sau unde a fost la mașina lui, acum, că Eu am e... spus că este, din punctul meu de vedere, foarte periculos tot ce fac ăștia cu poliția acum, cu o discreditează și așa, e varză, o mai discreditează și la televizor normal. Uite, dacă te uiți în centru vechi, în fiecare seară am înțeles că Sunt bătăi, sunt mai da. bătăi și mai... Bă, dar și... Bine, dar sunt alt gen de bătăi, știi? Adică se îmbată Dar rockerii, nu îi e, iau... și Dar uite, nu-i violența normal, asta și adică dracu, am stat așa acolo vrei peste să tot. vinzi la Am văzut pe străință, toate... da. Ne-am ocupat cu diferite chestii și din Nu, alte țări da, și dacă pe... puteți, scoate... Da, înțelegi? dacă... Păi ce țară suntem, bă? Că acum o dau, au zis Pozele, că nu dacă... pot să mă uit. Bă, n-am văzut unul cu o fucliță în cap, i-au zis că are paratrezent. Da, mai zici aseară, Bă, știu. vezi cum e cea la furculița și vorbea, domnule, m-au enervat ăștia, mi-au mi fric și avea furculița. Bă, ce? Tu îți dai seama că văd nemții aia că se împușcă în cap singuri. Uite-l pe om cum arată, ți-l Da, arăt bă, că la tu n-ai tăvălit rău, văzut. L-au săracu. tăvălit, e vai steaua lui. Mă mir cum poate vorbi. Bătut măr în plină stradă, atacat de trei malaci, Andrei Țârdea a ajuns la spital aproape inconștient. Are capul spart în trei locuri. Clipe de coșmar pentru Andrei Țârdea, aflat în fața unei cafenele, a fost bătut cu bestialitate de trei bărbați, ajungând în stare gravă la Spitalul Florească. N-a fost implicat în niciun conflict în ultima perioadă și habar n-are de unde îi se poate trage această nenorocire. Aflat împreună cu trei prieteni la o cafenea pe Decebal, ieri după amiază, afaceristul a fost atacat de trei bărbați în momentul în care a ieșit în fața localului. Din păcate, nu-și mai amintește foarte multe din cele întâmplate, ci doar că a ajuns la spital condus de către cei din cafenea. Și uite-l cum arată, frate, e tumefiat, e... Dar și chestia asta, dom'le, cum sar trei cu rânci, cu... Nu știu, am devenit așa o țară atât de violentă pe cuvântul. Mă uitam și la aia, că nu mi-e aia din cap. Patru, cinci bodyguards băteau pe unul de 70 de ani cu și o femeie gravidă. Cu telescoape, cu spray-uri, cu grenade lacrimogene, cu bombe. Da, nu știu, s-a luat razna. Bine, dar asta eu zic că și din datorită... Bă, nu e Cui? lege, eu zic că nu e lege în țara asta. Și toți ăștia care apar la televizor, că iar luăm foc. Păi dacă ești titan ai gândirii și povestesc cum se trăgea de la șor și cum erau ei cu astea și Da, cu mai astea să și cu revenim astea, la ce multă trăia sănătate, cu mă, Andrei. mâncați aici, Te faci tu bine și pui prinzi și te lupți cu ei cu pistoale de la șold. Dacă nu te descurci cu regia, să mor e regizorul numărul unu al țării. Poate mă și-o vreo orange în cap Mă, acum. dar vreau și eu finalul filmului. Cine mă să dea întindă că pe tine te iubește toată lumea, ești nebun. Ia mâna din gură că iar îți dai sângele. La care film? Filmul că ai prezentat un mare scenariu, l-ai început aseară la Capatos, l-ai continuat astăzi Da, Vadim la Acces naște Direct și și ea moare. copilul și da, și copilul Și copilul și Tarchi. copilul albanic. Auzi? Dar tu știi că imediat după ce ai ieșit tu din direct de la Acces, tribunul era în direct la, a intrat în direct la RTV. Bine, n-a zis de tine. Nu, Discuta deși mi se despre... da, deși, acum ce ai discutat? Vorbea despre cum se întâlnește el cu diaspora din Germania. Era în Și Germania, cum stă cu spatele? în drum de... Nu, na. În drum... Nu pot să achesez la această propunere. Cum ajută, pentru că românii din Germania vor să se întoarcă acasă și Da, eu așa, și își dădea cu părerea despre sunt parlamentarii din cârduri România. întregi de români care vor să întorc. Eu am văzut, m-am întâlnit cu ei, da. Nu avem loc la vamă. Dar nu-ți răspunde omul nimic. E coadă la Bine, vamă. eu mă aștept să vină să zică un golan, un Și da, eu am spus tolerea. că ăsta sunt. N-are ce să-mi zică. Nu Eu am aș spus, nu am vrea, ce, eu aș nu, dori. dar n-are ce. Am consumat alcool
peste capacitatea normală. Zici și iată, m-am culcat și cu bărbații. Că asta e singura pe care poți. Sunt pe anumite site-uri că am fugit cu Tania. Deci, pe internet se pare că ai trăit o idilă, un weekend romantic cu Tania. Ți-au căzut ce? Nu, am dat cu piciorul așa. Dumnezeu, vreau să, dar îți dai seama că vreau să-i fac cu plăcere lui Dragoș Angel, care oricum ne soarbe cuvintele. Te pupăm, Dragoș, da, te pupăm. Că o să am un invitat special pentru el în seara asta, care îi place lui mult. Stai lipit de televizor, în seara asta am chemat pe cineva special pentru tine. Bine, trebuia să vină altcineva, să zic. Nu, domnule, că poate s-a întâmplat altceva. Deci, până minute, îți dă numărul ăla că nu-l scrie acolo. 0760948384 este numărul de telefon la care ne puteți suna, ne puteți trimite SMS-uri, puteți intra în direct cu noi. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, Seara cu Serghei și Mara, tot felul de lucruri rușinoase, nerușinoase, rugăciuni. Puteți, regia o să afișeze și două numere de cont pentru cei mai miloși. Vreau să fac paștele în străinătate. Să mor, deci ce vreți să vă mint? Zi, domnule, care a fost treaba cu povestea astăzi? Mă, exact. Am nebunit toată. Deci de la un divorț, al acestor doi oameni, Andreea Bănică și Ștefan Bănică, Andreea Marin, cum o cheamă, s-a ajuns frățioare la... nu știu, aduci morți în prim plan. Am văzut scenele alea cu Nicu. Ai văzut cum a zis în interviu cu Păunescu? Despre morți, mortul nu se poate apăra. Trebuie să, știi, săracul, parcă a avut așa un deja. Adică, și nu înțeleg de ce. Și ce mă deranjează pe mine, că niște iesmeni, adică ăștia, când îl vedeau, le intrau chiloții în azgăua, înțelegi? Adică, și ce umflau, ce le recitau, ce le făceau. Păi tu vii, mă, mâncați-aș gura. Mă, ți-am spus că se ridica și țineau locul Valentin și spunea Berlusconi lui Valentin. Dar cred, nu. Și toate zicea, mă, vii tu să te umfli tu, că îi le ardei pe toate, că erai James Bond al României. Dar Vadim chiar așa, din ce și din bârfa vremii, așa, a avut succesul ăsta nebun la femei? Adică el a zis la un moment dacă a ars, nu știu, 2000 de femei, cam cât Ilie Năstase sau mai mult, chiar avea succes? Dar cum ori imaginație mare? Adică a fost un crai? Încă eu n-am auzit, eu n-am văzut vreo victimă de-a lui Năstase, am văzut... chiar victime tari de tot, adică Miss Playboy, Diana Ross, Diana Ross. De Ilie vorbi, na. Bine, Ilie. Povestește și el, da. Da, știu eu. Și pe ăsta l-am văzut cu cine? L-am văzut singur. L-am văzut cu Marele Maestru, atât l-am văzut. Și în restaurant l-am văzut cu nicio femeie în viața mea. Dar omul spontan, omul citit... Dar care e explicația, Serghei? De la o vârstă o iei razna, unii o iau razna așa, că să mă ierte Dumnezeu, nu știu să povestești. Eu cred că, bă, dacă ai imaginație, scrie scenarii de film, scrie cărți, mă gândesc și eu. Pamfletele alea Alcibiade, nu ești tu, ești tu, nici mă interesează. Nici noi nu suntem noi, eu sunt el, eu sunt eu. Sunt bune, sunt haioase, mai râzi, scrise cu talent. Stai puțin, că deci, încă o dată, expertul, eu nu mă iau de talentul lui, că nu sunt idiot. Și de ce a scris-o, de ce cultură are, că nu sunt Mădălin Voicu. Corect. Dar de la avea talent să bați câmpii și băi, nu mă suport chestia asta. Unul care dădeai bani sau tăia respirația când erai în preajma lui și vrei să fii în preajma lui, după ce nu mai e, să-l lai să văd ce mă sună toată lumea. Dom'le, poate vor să-ți dea cea mai tare știre posibilă. Ți-o dau eu acum, fii atent. Acum nu, hai, pa. Cea mai tare știre vrei să-ți o dau? Da. Sau să continuăm cu subiectul ăsta? Dar a apărut acum, e new entry, mi-a dat-o regia. Știi că Gigi a rugat-o pe Cruz, i-a zis lucruduț așa, dacă îl iubești și vrei să-l iei de bărbat, te lași de televiziune. A renunțat. La televiziune? Da. Îl iubește, mă, nebună. Eu nu cred. Păi, da, uite aici, am scrie regia, ești nebun, uite știrea. Crudu a renunțat la televiziune, îmi dă regia un link. Ce îmi dă regia? Și îți dă regia... Și dacă ăsta noia? Și dacă noia de pe tine... Te ia cine, pe tine, că în locul lucru. Păi ce dracu să fac eu acolo, ai nebunit? Asta e titlul mare pe Antena 1 la Capatos, ca unui ei gol. A, nici nu s-a mai dus, a? Nu. Băi, e tare, înseamnă că iubești și prea, băi. Veste bombă, Crudu a renunțat la televiziune. Bianca, două puncte, Nila este gelos și posesiv. Da, mă, am deschis. Băi, dar de ce vorbește Bianca? Să o lase în pace să-și trăiască povestea, dacă... Că a chemat-o Capatos, ce vrei să tacă? Da, mă, dar ce, nu e... în regulă. Lase fata în pace. Chiar îl iubește pe ăsta. Dar mie îmi pare rău că a renunțat. Eu cred că... Nu știu, mie îmi pare foarte rău. Care face ce vrea cu da, viața mă, corect, dar ea e atât de talentată încât și băiatul ăsta să nu înțeleagă că asta e profesia ei, dacă nu rămân împreună. Îți dai seama cât o să regrete? Se întoarce înapoi în televiziune.
Ce mare șmecherie, reîntoarcerea lui Cruduța Vadim. Cu Vadim. Fii asistenta lui Vadim. Asistenta lui Vadim la unde era? La... Iar mă iau cu ăsta. Tu mă împingi mai să mă iau cu acest... Dar nu te împingi, dar cu ce Tudorel. Să te iei? Cum da. Tudorel? Păi da, cum îl cheamă? Cornel. Tudorel, da. Mai răspundem la telefon da. În direct, că uite, avem timp mort. Da. Și că taci un pic, că vorbesc zi. Eu. Vorbim ca proștii, bă, ca tâmpiți. Zi, mă, îți iau familia, îți iau ce vrei tu, copii. Nu înjura în direct. Îți iau, nu te înjur, adică tu știi ce-ți doresc eu de foarte multă inima mea? Înțelegea în mama ta ce intră mâncarea. Sergei! Mâncare. A. Mai ai ceva să-mi comunici? Poți să zic și eu? Da, niște retarzi care vin și mă înjură și eu înjur. Bă, ce am făcut, bă, Marine, ca să băgăm și pe Marine această emisiune interactivă. Ia că zugeaca. Lasă acolo, confund eu. Mă înjură fraierul. Cine e, arabul? De pe număr. L-am luat și l-am înjurat și mă zără, până mi-a zis, mi-ajunge. Hai eu, ăla, mă? Păi, bă, după mine mă înjuri. Băi, eu, plăcerea mea e să înjur. Eu sunt oprit la toate emisiunile și vezi de tot să înjur când eu sunt născut să înjur. Bă, cum e ăla, Cristian Tudor Popescu, născut să fie, cum a zis că e născut să fie contra sau nu știu. E născut să fie ceva. Înțelegi? Eu sunt născut să te înjur, bă. Și vă înjur. Bă, ia, mă jura, bă, acum mă sună de pe fără număr. Pe cum, bă, dacă ai sânge în tine și vrei să ne înjurăm? Eu îl înjur, i-am luat... Alo? Moldova, i-am luat țara Bârsei, i-am luat Ardealul. Familia, Ardealul și țara Delta Românească. Delta Dunării, da. Tot ăsta e? Da. Trebuie să-l înjur și eu odată, nu-l înjur, adică zic, alo, bună seara, îi vorbesc frumos. Da, mă, să-i răspund și eu, vorbesc frumos. Suntem o emisiune de artă și cultură. Ne luăm cu Vadim. Dar de ce nu ne sună la emisiune? 0760948384. Acum aveți ața familia să... Să ne înjure de nu, când îi taie imediat. Aici, pac! Mai auzi! Mai auzi! Închide! Și când să zic și eu că vin pe mama lui Organe în Germania, unde am o combinație... Ah! Stimați spectatori care ne înjurați pe privat, pe private name, vă dorim sărbători fericite. Happy Valentine's Day. Sărbători fericite cu noi în cărca. Fii atent ce zice Jurevicius pe care s-a zis. Că sunt unii oameni care inventează, este clar. Vadim este numărul 1. Dar de ce dracu sunt primiți în direct? Nu cumva televiziunile sunt de vină? A, știu, ăștia sunt prietenii voștri, să fim corecți cu toții, păcat. Nu, am mai explicat asta, este capitalism. Tu, dacă îți faci un magazin și vrei să vinzi numai caviar și nu merge, nu se cumpără, ba slănină, frățioare, cam asta e. Nu, e un business, televiziunea e un business privat. Și atunci asta e situația. Ce, crezi că scandalul ăsta și poveștile astea ale lui Vadim n-au făcut rating? Ba da, l-au adus pe Dana seară pe locul întâi. Că omul nu e fraier, știe ce... Nu? Auzi ce spun telespectatorii yes. și prietenii de acasă, că iar te sun singur și te înjuri. Eu robot! Băi, cât de tare! Asta nu m-a gândit. Da. Zice... Eu cred că e mâna criminalul Vadim Tudor. Da, să știi. Care sună. Mă, ce să-mi fac? Abia aștept mamă, să toată publice. Lumea a zis, dom'le, ce o să-ți fac? Ce să-mi facă Vadim? Să-mi spună? Păi m-a făcut lepră la botezul lui Fare, din prima, nu? Filmul dat de prăduitorul în direct, Mădălin Voicu, actual deputat sau senator. Nu mă încarc memoria. Prăduia după față. A fost la botez acolo. Înțelegi? Ne-au cântat toată lumea. Eram o masă, masa noastră avea vreo câteva sute de ani adunați. O masă de mai, pușcărie, vă trage. Numai de bine, dar și erau bani acolo și a început, Vadim, pute, poate să caute pe televizor. Înțelegi că știu sunt un vagabond, că nu mă ridic la nivelul tata, n-am încercat niciodată să mă ridic la nivelul tata, nici tata n-am putut să ridic la nivelul meu, fiecare pe drumul lui, înțelegi? Și după aia ne-a taxat pe mine, pe Nicu Ceaușescu, pe Fanes Puitorul, și după aia o grămadă de bani, uite cum se aruncă bani și cum se fac alea și cum se fac alea și cum se fac alea. Păi și Titanul Paganini de ce? Păi Paganini a fost la masă pentru că, ba da, da, el era sub acoperire. El era un intelectual de marcă care avea perucă, înțelegi, și l-am prins la vecioșul și l-am confundat. Cu Zoe Petre. Cu Zoe Petre. Da, și, cu așa, și el era sub acoperire care... care ne-a turnat. Alo? Dă-mi el mă și mie, da, pune-l pe nu, speaker. Nu, că nu răspunde. Am frigiderul plin de carne, pot să vă recomand, cum vreți. În sânge, în... să vă bată, în... Ce doriți noastră? Ce să-l bată?
Ți-a închis el sau i-a închis tu? Băi, poate sunt niște copii. Și copiii să nu sune. De ce își lasă părinții copiii pe muncă? Noi suntem emisiune care scrie acolo sub câți ani n-are voi? 15 ani.